Hei, salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi vorbim despre premiile Team of the Season și, evident, cum l-am făcut pe Leo Messi, așa că rămâneți aici. Așadar, astăzi vorbim despre premiile de la Team of the Season și despre Leo Messi. Ăsta este primul filmuleț din două filmulețe cu premiile de la Team of the Season. Da, au fost așa de multe. Credeți-mă, vor fi foarte interesante. Așa că, dacă vă place acest video, nu uitați să vă abonați pentru a nu rata filmulețul numărul 2. Și, evident, nu uitați să lăsați în comentarii și ce jucători ați făcut voi la Team of the Season și cum vi s-a părut evenimentul Team of the Season. Și să începem cu începutul. După cum v-am spus acum o lună și ceva când am făcut filmulețul explicativ despre Team of the Season, am strâns toate voucherele până spre finalul evenimentului Team of the Season și în total am strâns undeva la 850 de vouchere, dar din fericire cei de la ei ne-au dat tuturor 200 de vouchere cadou, pentru că au fost nu știu ce probleme, unii dintre voi nu ați putut intra în FIFA, alții au putut intra, dar cei de la ei ne-au dat tuturor 200 de vouchere, ce m-a dus la 1053 de vouchere când a apărut Ultimate Team of the Season. Mai erau 3 zile după cum puteți vedea, așadar 1053 de vouchere. Și pentru că am văzut că am făcut peste 1000 de vouchere, m-am gândit că cel mai bine și cel mai bine ar fi să fac unul dintre cei 3 jucători de 95, avea nevoie undeva la 980 de vouchere pentru a face oricare dintre cei 3 jucători de 95 cu overall-ul cel mai mare, așadar Salah, Cristiano Ronaldo sau Messi. Și m-am uitat puțin peste campaniile lor la Liga sau cea din Anglia și cred că am ales-o pe cea din La Liga, pentru că acolo mai erau și alți jucători pe care vreau să-i fac și dacă totuși făceam linia aceasta din mijloc pentru a ajunge până la Messi, era foarte bine, pentru că astfel puteam să fac mult mai ieftin jucători de sus sau de jos care deja erau pe această linie. Plus că, după părerea mea, Messi va fi cel mai scump pe market dintre cei 3 jucători, dintre Salah, Ronaldo și Messi. Cred că Messi va fi cel mai scump, nu știu exact un preț, dar o să vedem când aceste cărți vor putea fi vândute, azi sau mâine sau când va vrea ei, vom vedea care vor fi prețurile la aceste cărți de 95. Dar haideți să mergem puțin înapoi și să vorbim despre convertirea acestor vouchere în puncte la Liga. Așadar, pentru a ajunge la Messi, aveam nevoie să cheltuiesc aproape toate voucherele, cred că mai rămâneam cu 70 de vouchere pentru a face puncte la Liga și pentru a putea ajunge până la Leo Messi. Și zis și făcut, a trebuit să deschid acest pack de vreo 32 de ori, dacă nu mă înșel. Și credeți-mă, nu a fost deloc ușor, a fost chiar foarte plictisitor, de-aia nu o să vă arăt acum toate pliculețele pe care le-am deschis. Doar vreau să vă spun că mi-au picat foarte mulți jucători de aur și, evident, și câțiva jucători elite, din fericire, și de 87, și de 86, și 85, deci și cărțile acestea mari. Și dacă aveți prin club astfel de jucători de 85, de 80, de 83, luați de aici, de la convertirea voucherelor, mergeți și faceți primul SBC de la jucătorii Icons. Sunt niște SBC-uri foarte, foarte rentabile, o să faceți de acolo bani și, evident, XP. Dar dăm puțin timpul înainte să nu vă plictisesc și ajungem la final. Până am cheltuit aproape toate voucherele, am mai rămas cu 66 de vouchere, dar acum am puncte suficiente pentru a face toată linia aceasta pentru a ajunge la Leo Messi. Și evident că nu o să vă plictisesc nici aici să vă arăt toate aceste skill game-uri și cum am luat eu bănuți, skill boost-uri și XP. Va fi foarte, foarte plictisitor și cred că a durat 15 minute, dacă nu mai mult. În schimb, voi sări direct la noduri de pe această linie care dau jucători garantați. Sunt acei jucători rezervă care puteau să împice. Chiar niște jucători master, după cum puteți vedea aici, niște jucători foarte interesanți, Isco, Sergio Busquets, Suarez, Godin, niște jucători foarte interesanți, Guedes, băiatul acela, mijlocaș stânga, am înțeles că este foarte, foarte bun, dar de aici m-ar interesa, evident, un jucător master de peste 90. Haideți să vedem dacă este așa sau dacă îmi pică Adan. Cred că Adan este opțiunea cea mai logică la ce noroc am eu în acest joc, dar haideți să vedem ce jucător îmi pică aici și jucătorul care îmi pică aici este... Iago Aspas, 89, destul de aproape de un 90, dar totuși este doar un 89. Totuși, acest jucător de 89 va fi folosit în următorul video la acele SBC-uri de la Ultimate Team of the Season, așadar nu este un jucător care nu va avea folos la mine în echipă. Ok, și mai sărim puțin în timp până la al doilea nod care dă încă un jucător rezervă, așadar sper încă o dată la un jucător master, sper să nu-l văd pe Adan. Haideți să vedem ce jucător ne pică aici la al doilea nod unde găsim un jucător rezervă garantat. Repet, acești jucători puteți să-i vindeți acum sau să-i cumpărați de pe market, dar cei starters de vânzare în curând.
Și jucătorul de aici este Casemiro, din păcate, Casemiro de la Real Madrid, un jucător care nu cred că costă foarte mulți bani, doar 87 Casemiro. Și acum sărim în timp până la finalul acestei linii, unde găsim cel de-al treilea jucător, da, cel de-al treilea jucător rezervă garantat. Haideți să vedem dacă în sfârșit aici este masterul și nu este masterul. Este Guedes, din păcate, am înțeles că este un jucător foarte bun, mulți dintre voi mi-au spus că îl folosiți ca mijlocaș stânga și este foarte, foarte bun. Am jucat și eu cu varianta lui Freeze, care era left wing și era foarte bun, deci dacă ăsta este la fel ca el, este o carte excelentă. Ok, și iată-ne acum la bifurcația, unde puteam să o iau spre Cristiano Ronaldo sau spre Messi. Foarte mulți dintre voi mi-au spus în comentarii că l-am făcut pe Ronaldo pentru că acolo erau skill boost-uri și la Messi erau bani și că m-aș fi dus pe skill boost-uri, ceea ce ar fi fost cu totul adevărat, mă cunoașteți foarte bine, dar este vorba despre Messi și v-am spus, după părerea mea, Messi va avea un preț mai mare pe market decât Cristiano Ronaldo și ăsta este motivul principal pentru care îl fac pe Messi, pentru că oricum această carte de 95 o să o vând, evident, nu o să țin la mine în echipă, vreau să fac bani și vreau să cresc overall-ul cât mai mare, nu să-l am pe Messi în echipă, ăsta este scopul meu în acest joc, pentru că, din păcate, asta este ideea jocului, să ai overall-ul cât mai mare și nu jucătorii care îți plac ție. Și i-am dat ultimul gol acestui băiat, haideți să vedem acum ce conține acest pack care l-are și pe Messi în el. Și prima dată în acest pack primim acest logo, este un logo animat, primul logo animat pe care îl primesc în FIFA Mobile din sezonul 2, este un logo care arată foarte bine și o să-l vedeți de acum încolo la mine în echipă și evident că în acest pack se ascunde Leo Messi 95, uitați-vă și voi la această carte, arată foarte, foarte bine, genial, dar totuși speranța mea este să fie foarte scumpă pe market pentru că altfel va fi degeaba. Și haideți să intrăm puțin la atribute să vedem cum stă această carte pentru că am jucat și cu versiunea lui din La Liga Rivals și era o carte foarte bună, iată, stă foarte bine la majoritatea atributelor importante pentru un atacant. Are skill boost-ul dribbling, poate nu cel mai bun skill boost pentru un atacant, poate că shot power era mai bun, dar una peste alta arată foarte bine. Haideți mai bine să-l bag la mine în echipă, să-l schimb pe Andone cu Messi, să vedem, iată, 107 la mine în echipă și are niște atribute foarte, foarte bune pentru o carte de 107, dar important este să fie foarte bun în gameplay. Și în gameplay, în joc, dacă jucați cu el, o să vedeți că este o carte foarte bună, care se mișcă foarte bine pe teren, bine atunci când se mișcă și jocul bine, pentru că de vreo câteva zile la mine se mișcă foarte prost FIFA Mobile, nu știu exact ce se întâmplă cu serverele, dar este o carte foarte agilă pe teren, foarte bun la shoot, are un picior stâng foarte, foarte bun și la dribbling, are un dribbling, mai ales ruleta o face foarte repede și de cele mai multe ori este foul sau treci de jucătorul acela. După cum așteptam, este o carte excelentă, din păcate nu o să o am la mine în echipă, pentru simplu motiv că este foarte greu de crescut, adică de dat rank la această carte o să ai nevoie de o dublură a lui Messi constant care costă undeva la 4 milioane și ar fi foarte greu pentru mine să-i dau rank în continuu băiatului acesta, dar dacă l-aveți în echipă, profitați de el, jucați cât mai mult cu el pentru că este o carte excelentă. Ah, și bate foarte bine lovituri libere, poate nu surprinzător, dar este unul dintre cei mai buni executanți de lovituri libere pe care l-am avut eu. O singură problemă are această carte, ca și cartea din La Liga Rivals al lui Messi, uneori se lovește mingea de el, pare că nu vede că vine mingea spre el și practic se lovește mingea de el și sare de acesta, nu știu exact care e treaba cu faza asta, dar am întâlnit-o și la Messi din La Liga Rivals și din păcate și la acest Messi, de exemplu cu Andone, nu am pățit niciodată să se lovească mingea de el când vreau să-i dau pase. Ok băieți, și ăsta este Leo Messi, ăsta este primul premiu pe care l-am luat, dar urmează filmulețul numărul 2 în care voi face toate SBC-urile de la Ultimate Team of the Season și vom lua alți jucători foarte, foarte interesanți. Credeți-mă, nu vreți să ratați acel video. Mulțumesc pentru vizionare, dacă v-a plăcut filmulețul, dați un like ca să știu și eu și până data viitoare mai am și alte filmulețe, revedeți acum pe ecran, dați click pe unul și uitați-vă. Numai bine, prieteni, pa, pa!